greu să se facă lumină în acest caz. Credem că autoritățile sunt complice la situația la care s-a ajuns. Practic, acum 15 ani s-a întors roata și din păduri de protecție au devenit păduri de producție. Nici vorbă, răspunde Ron Silva, care îi acuză pe activiști că dezinformează. Organizația Agent Green a difuzat un fișier video cu imagini aeriene a unei suprafețe de pădure din zona Vidraru, susținând că respectiva suprafață s-a aflat în administrarea Ron Silva. Alt lucru complet fals, suprafața respectivă fiind retrocedată în cursul deceniului trecut. Așadar, pădurea tăiată masiv ar aparține unui proprietar. De ce autoritățile nu iau măsuri dacă acesta defrișează suprafețe mari?